Vasile Blagoș s-a trezit într-o dimineață că toată munca sa a fost distrusă. Albinele pe care le avea au început să moară imediat după ce au venit de la cules. Am sesizat moartea multor albine culegătoare venind de pe deal, în zbor de agonie și moartii cu trompa scos afară, intoxicat. Vorbim de câte? 260 de familii. Suntem 4 vetre de stupină, 2 sunt apropiate și diferența sunt de la 500 un kilometru vetrele de stupină care sunt trecute la primărie în registru agricol. Stropindu-se la livada din comună, au stropit, n-au anunțat legal cu insecticidul care l-au folosit și menționez că asta este cauza. Paguba este cu atât mai însemnată cu cât Vasile Blagoș are depus un proiect în cadrul unei măsuri europene, iar acum nu are cum să justifice sumele folosite. V-au anunțat că stropesc? Nu, nici primăria, chiar nici ei. Paguba este foarte mare, cam de 2 miliarde de lei. Asta este paguba la toți stuparii, mortalitatea și culesul, roi care noi putem face. Și mai avem proiecte la Uniunea Europeană, 141 care l-am eu și mai este un coleg de-a nostru care are tot, 112. Și ce se întâmplă la proiect? Ce se pierde în proiectul din cauza că eu nu am să arăt stupii la poză și automat mi se duce proiectul. Nu mai putem să mai fac alt proiect. Eu nu mai am stupi și nu am ajuns la capăt cu finalizarea proiectului. Deci nu s-a mai primit nici bani? Nici bani, nici nimic. Rămân un singur păgubit. În situația apicultorului mai sunt și alți localnici care dețin stupi. 83 de stupi am rămas la 60 de stupi. Roii, culesul la salcăm, se ridică la câteva sute de milioane paguba. Ce înseamnă pentru dumneavoastră acest lucru? Păi, de exemplu, eu acum trebuie să-mi depun proiectul pe măsura 112. Și din această cauză nu mai am stupii care trebuie să-i arăt la direcția agricolă, deci nu mai pot merge înainte cu proiectul, cu depunerea proiectului pe măsura 112 și trebuie să mai aștept câțiva ani. Am pierdut bani foarte mult. Bani pierduți, 12.000 de euro la numărul de stupi care am eu, pe care i-am avut în stupină. Și acum trebuie să aștept. Trebuie să mai aștept câțiva ani ca să îmi refac stupina, ca să pot să depun un alt proiect. Deși primarul din comuna Boțești este unul dintre păgubiți, acesta nu știe dacă anunțul fermierului că va efectua stropirea a fost pus înainte sau după ce s-a intervenit cu insecticid în livadă. Societatea respectivă a venit la primărie, a depus anunțul cum se face în mod normal. Noi l-am afișat pe geamul primăriei și acum nu pot să știu exact dacă a stropit înainte de a aduce afișul sau după. Nu era o dată pe afiș? Era data afișului, data de când au venit, în ziua respectivă. Eu am trecut și ora normal, cum se trece, ca să nu fie probleme.